Bine te-am găsit sau regăsit pe Polkadot România. În acest video voi discuta despre ultimele știri din ecosistemul Polkadot. Să înceapă haosul! Să începem cu Polkadot. Shanta Breezy, inginer șef la Parity Technologies, a postat pe Twitter o frază interesantă de la conferința la care a participat Gavin Wood în Buenos Aires, Argentina, numită Academia de Blockchain Polkadot. Fondatorul tău pierde timp promovându-și moneda pe YouTube sau educă următoarea generație de dezvoltatori blockchain? Practic vrea să zică că Gavin nu a fost niciodată o persoană care să-și promoveze criptomoneda pe YouTube, ba chiar ai să găsești foarte puține videouri cu el fiind intervievat de YouTuber mari și niciodată de cei care promovează criptomonede de o manieră gen o să explodeze prețul de 100 de ori. Uitându-ne la situația licitațiilor pe Kusama, avem puțină acțiune. Litmus, rețeaua canara lui Lantrentry, domină voturile momentan față de Lure Network, rețeaua canara lui Hash Network, care din nefericire au întâmpinat o problemă tehnică la configurarea pentru împrumutul colectiv. Bineînțeles, cei care au contribuit la ei vor fi rambursați după ce rezolvă problema. După cum putem vedea, Litmus tocmai au contribuit cu 3000 de Kusama, iar Lure Network cu doar 305. Doar pentru că licitațiile funcționează de o manieră diferită, adică blocul câștigător este ales de o manieră aleatorie pe perioada licitației 5 zile până la închiriere, este posibil ca Loop Network să câștige licitația 66 și Litmus 67. Hydra DX, paracinul DeFi de pe Polkadot, a anunțat că au lansat Bazilul Omni sau Omnipool în engleză. Haideți să aruncăm o privire să vedem despre ce este vorba. Scopul lui Omnipool este să utilizeze funcționalitatea cross-chain în care poți adăuga lichiditate de pe diferite rețele sau blockchain. Putem vedea că ne oferă funcționalitatea standard de schimb dintre două criptomonede, putem vedea și că au o lichiditate blocată în valoare de peste 354.000 de dolari. Oare au cei de la Hydra DX șansa să-și recupereze reputația care n-a fost tocmai bună cu rețeaua lor canară Basilisk, având doar 3 perechi disponibile pe DEX-ul lor de mai bine de 4 luni? Fala Network au anunțat că NFT-ul Shell de pe Fala World, metaversul lor, va genera un alt NFT. Pare a fi un războinic care iese din capsulă. Fala World va fi foarte interesant odată ce lansează, deoarece utilizatorii vor putea utiliza multe din funcționalitățile Fala World pentru a efectua chiar și tranzacții. Vom putea delega prin Fala World, tranzacționa cu alții și tot așa mai departe. Abia aștept să vedem cine vor aduce echipa odată ce lansează Fala World. Încă un lucru foarte important este că multe echipe Parachain vor utiliza contractul FAT al lui Fala Network, care conectează aplicațiile Web2 la Web3, deci e foarte clar că echipa a făcut o treabă bună când vine vorba de partea tehnică și de ceea ce vor rezolva cu lansarea acestui contract special. Discutând despre Fala Network, putem vedea și că tocmai au finalizat experimentul de automatizare cu FAT Contract pe QuickJS, au lansat roadmap-ul pentru primul trimestru din 2023 și s-au clasat ca una din cele mai active Parachain-uri în funcție de activitate în cod, tranzacții și teleportări prin XCM. Acum să discut puțin și despre un nou joc care utilizează tehnologia NFT-urilor de la Remark. Se numește The Veil of Time și urmează să lanseze o vânzare publică de NFT-uri pe 21 ianuarie, dacă ești interesat sau interesată. Jocul pare simplu, va fi 2D, deci cel mai probabil va concura cu Everloot, care a generat deja un grup mare de utilizatori, chiar dacă ca și joc nu e foarte wow. Faptul că poți face misiuni și să genereze NFT-uri pentru a putea tranzacționa cu ele pare a fi suficient cât să atragă mulți utilizatori. Și eu personal am generat NFT-uri de la Everloot la Genesis și mi-a ieșit chiar bine. O voi face de 19 pe 21 ianuarie cu Veil of Time pentru că consider că va fi asemănător ca și număr de utilizatori care îl vor susține. Acesta a fost tot, îți mulțumesc că ai urmărit acest video, nu uita să te abonezi dacă n-ai făcut-o deja și să ne dai un like ca să ajuți algoritmul, dar să și comentezi orice ce, poate fi un simplu mulțumesc, fiecare comentariu și like contează. Apreciez și ne vedem în următorul video. La revedere!